Incendiu devastator luni noapte, militar de la detașamentul de pompieri Rădăuți și de la gărzile de intervenție Siret și Solca, sprijiniți de lucrători ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea, Volovăț și Sucevița, au intervenit cu 9 autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a afectat 2 gospodării din comuna Marginea. La ora 4:10 dimineață, militarii lucrau pentru lichidarea ultimelor focare. Inițial la 112 a fost anunțat că arde o șură, însă la sosirea echipajelor incendiul se manifesta cu violență la locuințe și anexe din 2 gospodării pe o suprafață totală de aproximativ 600 metri pătrați, existând pericolul de propagare la proprietățile învecinate. Incendiul s-a dezvoltat cu rapiditate, iar intervenția a fost una foarte dificilă din cauza cantităților mari de materiale combustibile, dar și din cauza dispunerii construcțiilor foarte apropiate una de cealaltă. Primului proprietar i-au ars adăpostul de animale cu o suprafață de 375 de metri pătrați, astereala casei de locuit din draniță pe 100 de metri pătrați și acoperișul bucătăriei de vară pe 50 metri pătrați. Flăcările au mai mistuit 15 metri cubi lemn de foc, obiecte de mobilier, utilaje agricole, circa 500 kg de ovăz depozitat în podul casei și alte bunuri. Pereții și planșeul bucătăriei de vară s-au degradat. În incendiu au pierit 3 vaci, 2 porci și 10 păsări de curte. La a doua gospodărie au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de 120 metri pătrați, acoperișul unei construcții corp comun ce îngloba bucătăria de vară și o anexă pe 90 metri pătrați, precum și obiecte de mobilier, bunuri casnice și altele. Pereții locuinței construite din cărămidă s-au degradat. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de instalația de iluminat cu improvizație de la adăpostul de animale. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au salvat locuințele proprietarilor, precum și gospodăriile aflate în imediata vecinătate.